mersi, dragi Avișeni. Omule cu viața în palmă este titlul celui mai recent album de muzică populară, imprimat de argeșanul Crinu Spătaru, cu Orchestra Mugurel de la Chișinău și, de altfel, motivul pentru care suntem împreună la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din municipiul Curtea de Argeș în această zi de mare sărbătoare creștinească, Întâmpinarea Domnului. Ascultând noile cântece de pe acest album ale tânărului interpret Crinu Spătaru, te duci cu gândul, vrei, nu vrei, la frumosul din melosul argeșan, îmbogățit de acum cu alte nestemate folclorice, demne pentru povestea și istoria cântecului românesc. Orchestrația deosebită, realizată de maestrul Ion Dascăl, vocea caldă și expresivă a argeșanului nostru, precum și textele speciale, în concordanță cu liniile melodice inedite, înscriu acest album în rândul materialelor de succes și implicit cantautorul în rândul interpreților de elită ai județului Argeș. Totodată, cu acest eveniment, Crinu Spătaru marchează și cei 16 ani de activitate artistică, presărată cu multe participări la spectacole, concursuri și festivaluri, imprimări, repetiții, filmări, emisiuni folclorice. Aduce mulțumiri speciale artiștilor, cei sunt alături necondiționat la acest eveniment, foarte important pentru cariera lui artistică, și în același timp vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne susțineți în proiectele muzicale de la Curtea de Argeș. Înainte să-l invit în scenă pe Crinu Spătaru, dați-mi voie să vă spun că în deschiderea spectacolului ați urmărit o suită de dansuri călușărești prezentată de ansamblul Argeșul al Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, coordonat de domnul profesor Mihai Velea. Dragii mei, cu toții trebuie să reținem că implicarea tinerilor în promovarea folclorului românesc, cu tot ceea ce cuprinde acest termen, certifică păstrarea și continuitatea valorilor tradiționale mult timp de acum încolo. În aplauzele dumneavoastră, îl invit acum în scenă pe argeșanul nostru drag, Crinu Spătaru! La mulți ani, Crinu Spătaru, în acest an 2024, care sper să fie un an cu noroc, un an cu multe împliniri și multe realizări profesionale, dar și în plan personal. La mulți ani vă spun și eu, ce aveam eu emoții înainte, dar dumneavoastră mi-ați dat și mai mare emoții după așa prezentare. Mulțumesc din toată inima. Sărbătoarea doamnelor, domnișoarelor, bună seara domnilor și bine v-am găsit! Încep prin a vă aduce mulțumiri pentru că sunteți prezenți în cadrul acestui spectacol și totodată îmi exprim emoția și recunoștința că în zi de sfântă sărbătoare creștinească suntem la oaltă, suntem împreună astăzi, iar pentru acest lucru mă înclin în fața dumneavoastră cu reverență și cu respect. Este o binecuvântare pentru mine că în această zi am alături de mine artiști consacrați, artiști minunați, care pictează în culori sufletele noastre și le mulțumesc din suflet pentru că au acceptat invitația noastră necondiționat, au venit din drag pentru mine și pentru dumneavoastră. O binecuvântare este și domnișoara Ioana Anton, un om care trudește necontenit și neobosit în a promova cântecul popular, în a crea momente speciale. Întotdeauna muncește cu drag, întotdeauna își face meseria așa cum trebuie și încearcă prin orice mijloace și cu toate răsputerile să ne aducă aici la oaltă, unii în fața celorlalți, pentru a trăi astfel de momente minunate.
Și, domnișoara Ioana, vreau să vă mulțumesc din suflet, în calitatea dumneavoastră de realizator, de om de televiziune, pentru tot ce faceți pentru noi artiștii și pentru publicul nostru telespectator. Mulțumesc deopotrivă Argeș TV, Emi TV pentru colaborările frumoase și totodată acestei prestigioase instituții, Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu. Mulțumim conducerii, domnului manager și tuturor acestor oameni minunați care lucrează cu spor aici în această instituție pentru găzduire și pentru că ne-a oferit acest prilej de a fi împreună astăzi. Crinu Spătaru! Mulțumesc din tot sufletul! O să încep programul cu cântecul care dă și titlul acestui album, Omule cu viața în palmă, un cântec pe care vi-l dăruiesc din suflet pentru sufletele dumneavoastră. Viața-n palmă, ai strâns toamnă după toamnă. An cu an ai adunat, pe umeri ai așezat. Și acele toamne multe ți-au albit părul la tâmple și ți-au înăsprit obrazul, suferința și necazul. Viața ta ce-n palmă ții, pentru-n ceas de bucurii, îți dă 10 ani de amar și de chinuri în zadar. C-ai să vrei să te oprești când de toate obosești, dar nu poți da înapoi niciodată anii tăi. Strâns tot ce-ai putut strânge, dar vezi că sufletul-ți plânge. După un pic de plăcere sau o mică mângâiere, tragi de tine zi și noapte, cât mai poți și cât se poate. Nu gândești deloc la tine, știi ce-i azi, nu știi ce-i mâine. Viața ta ce-n palmă ții, pentru-n ceas de bucurii, îți dă 10 ani de amar și de chinuri în zadar. C-ai să vrei să te oprești când de toate obosești, dar nu poți da înapoi niciodată anii tăi. Viața grea rău te doare, atunci suferi și mai tare. De-ai căzut, te-ai ridicat, de necaz te-ai scuturat. Ai privit mereu în față și ai mers doar drept în viață. Pe nimeni n-ai deranjat, chiar dacă ai fost supărat. Viața ta ce-n palmă ții, pentru-n ceas de bucurii, îți dă 10 ani de amar și de chinuri în zadar. Așa că fă-ți o plăcere și dă inimii ceșere, să nu privești înapoi plângând după anii tăi.
Mulțumesc din toată inima. Câți dintre noi n-am dorit să întoarcem roata vieții, să ne fie totul bine în toate planurile, dar știți cum este, după ploaie și furtună, mai vine și vreme bună. Să știți că am alături de mine în această seară oameni dragi și care sunt membri ai familiei mele și vreau să leg puțin cu următorul cântec care urmează, pentru că este și mama mea aici în sală. Și știți ce vreau să-i spun de fapt? Prin intermediul acestui spectacol și mai ales acestui cântec, să nu mă mai cicălească, Doamne, să mă însur tot timpul. Următorul cântec se numește Zice mama într-o seară și vi-l dedic cu drag. Zice mama într-o seară, hai băiete și te-n soară, să-ți facem nuntă la afară, să-mi rămână casa goală. Că sunt fete multe în sat și tu stai neînsurat, că sunt fete câte vrei, numai tu umbli holetei. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Măicuță, că nu mi-am găsit mândruță, dar tata m-a învățat ca să nu mă leg la cap. Mi-a mai spus tăicuța-l meu să mai stau un pic flăcău, multe fete să iubesc până când mă hotărăsc. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Lasă mamă, nu da zor, că vreau să mai stau fecior. Că dacă m-aș însura, mândrele mor blestema. S-o ruga la Dumnezeu să rămân tânăr mereu, pe toate să le iubesc, să nu mai îmbătrânesc. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Ce mă fac o măicuța, eu zic nu, ea zice da. Că dacă mă-nsor, măi frate, ori plânge mândrele toate. Crinu, felicitări pentru album. Iar în semn de respect din partea noastră a televiziunii, îți oferim această diplomă de excelență. Oh, mulțumesc frumos! Ce greu este! Diploma de excelență în semn de respect. Televiziunea noastră acordă interpretului Crinu Spătaru această diplomă de excelență cu ocazia lansării celui mai recent album de muzică populară intitulat Omule cu viața în palmă și pentru contribuția remarcabilă la valorificarea, păstrarea și promovarea folclorului argeșan, o comoară inestimabilă a poporului român. Curtea de Argeș, 2 februarie 2024. Mulțumesc din suflet! Să știți că o să-l țin la loc de cinste, așa cum vă țin și pe dumneavoastră în sufletul meu. Și m-am gândit totuși să prezentăm și CD-ul publicului, Omule cu viața în palmă, iar acum o să te las pe tine să ne spui câteva cuvinte despre colaborarea cu orchestra de la Chișinău și despre melodiile cuprinse pe acest album, Omule cu viața în palmă.
În primul rând vreau să vă spun că acest album aduce o schimbare în ceea ce privește repertoriul meu și mă refer aici la ritmicitatea cântecelor, la textele pe care le-am ales și diversitatea acestora. Totodată, această colaborare importantă pentru mine cu o orchestră profesionistă, așa cum este Orchestra Mugurel din Chișinău și maestrul Ion Dascăl, cărora le mulțumesc din tot sufletul și vreau să vă spun că astăzi este ziua maestrului Ion Dascăl, așa că îi urăm la mulți ani pe această cale, să fie sănătos și împlinit alături de familia dumnealui. Din ce am văzut eu până acum, în ceea ce am prezentat în emisiunile TV și pe site-urile de socializare, am văzut că aceste cântece au un impact pozitiv asupra dumneavoastră. Mesajele pe care mi le-ați trimis de fiecare dată au fost pozitive și încurajatoare. Și vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru și să știți că oricât mi-aș lăuda eu munca și oricât aș încerca să promovez acest album, tot dumneavoastră sunteți cei care dau ultima notă. Mulțumesc din toată inima și vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că nu vreau nota 10 pentru că nimeni nu este perfect. Vreau doar notă de trecere și sunt mulțumit. Mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim Crinu Spătaru. Mulțumesc din inimă. Admiratoarele îl caută și la Curtea de Argeș, e clar. Să știți că este mătușa mea. Da, mătușa ta. Da. Carmen, o pup din toată inima. Mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim.